Iată, am chiar în față un titlu din Jurnalul Național, tortură la OTV, autopsia mortului, se bucura Jurnalul Național că a murit. Repet, insist foarte mult pe acest ziar, deși au fost și alte ziare care au scris și mai rău de atât, deși sigur au fost și ziare care au criticat virulent CNA-ul. Nostru de dezvăluit fără precedent. Pentru prima dată, iată, vă vorbesc 8-9 ore la rând, așa cum am făcut-o și în seriile precedente. Cred că adunat n-am vorbit atâta în emisiuni în ultimii 10-11 ani. Probabil că mulți dintre noastre nici nu mă cunosc în această formă, în această formulă, dar o să vedeți mai târziu că am reușit împreună cu dumneavoastră. S-au mulțumit dumneavoastră. Sigur, doar v-am mulțumit la reluarea emisiei, dar n-ați aflat detaliile, fiindcă fără sprijinul larg al populației de atunci, de acum 6 ani, n-aș fi reușit să mă mai revin vreodată. Dar, ca să înțelegeți mai bine, trebuie să închei această paranteză legată de Dan Voiculescu și, pe urmă, să mă întorc totuși la ceea ce ne interesează pe toți, să ajungem la subiectul nostru legat de CNA, să ajungem la 12 septembrie 2002 și ce a urmat după amiaza zilei, pentru a vă șoca definitiv cu ceea ce s-a întâmplat noaptea de 13 septembrie. Ei bine, am căutat un coleg, un confrate, un prieten, l-am convins cu Chiucu Vai să vină la Jurnalul Național, să-mi fie adjunct, nu de alta, dar să nu mi se pună mie pe altcineva în coastă, și într-o bună zi a trebuit să-l prezint domnului profesor Dan Voiculescu și îi l-am prezentat și am zis: domnul Voiculescu, uitați, domnule, aici cel mai mare ziarist din țară, adjunctul meu, domnul Cutare. Și domnul Cutare, sigur, foarte mulți de dumneavoastră îl îndrăgiți, îl stimați și îl iubiți, ca și eu de asemenea, având o timiditate poate excesivă, care uneori trece într-un tupeu mai mult decât limita normală, a ținut să spună în timp ce dădea mâna cu mogulul meu: îmi pare bine să vă cunosc, dumneavoastră sunteți cel care a furat banii lui Ceaușescu. Era ca o glumă. În acel moment, domnul profesor, sigur, s-a negrit puțin la față, nu i-a căzut deloc bine, nu i-a această poantă, mă rog, această glumă, toți râdeam așa puțin forțat, nu era râsul nostru, și, sigur, terminându-se această întâlnire protocolară, eu mergând cu domnul Voiculescu spre biroul meu, pe un hol, el mi-a spus așa în colțul gurii, stătea în stânga mea, eu în dreapta lui, și mergeam noi așa, el ca patron și eu ca director al lui, ca subaltern al lui, ca angajat al lui. Și mi-a zis: auzi, dă-l afară pe ăsta, dă-l afară pe ăsta. Și eu am zis: domne, cum să-l dau, domne, afară, domne, păi ăsta e fratele meu, îl conving de 6 luni, de abia l-am convins să vină, cum să-l dau afară, ăsta e mare ziarist, e un mare artist. Bă, dă-l afară, mă, dacă spun, dă-l afară. Și eu am spus: nu se poate, domnule, să nu se, o să vedeți că e un băiat de treabă și mai face și el câte o poantă, nu e nicio problemă. Și iată, ani mai târziu, sigur, acel jurnalist mi-a luat și loc în fruntea ziarului. Mai grav este, și nici nu v-aș fi povestit toate aceste lucruri, dacă n-ar fi scris în pagina întâi a ziarului pe care l-a condus ulterior: bravo CNA, felicitări și bine că a murit Diaconescu. E bine, mi-a explicat că fusese un ordin al patronului său. Eu atunci am spus: în regulă, dar de ce mai stai acolo? Dacă patronul ăsta, sigur, am avut cuvinte destul de negative la adresa patronului ziarului de atunci și de astăzi, la care el mi-a răspuns: auzi, tu să știi că domnul, și aici a ținut să-i spună domnul profesor Dan Voiculescu, sigur că noi prin telefon vorbeam altfel despre această persoană, cum face și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, când vorbiți pe acasă sau între prieteni, între rude. M-a surprins că vorbea așa, în acești termeni elogioși, prin telefon. Am crezut că e lângă el sau că îi ascultă cumva convorbirile. Cert este că mi-a spus: auzi, știi ceva, nu e domnul profesor cum crezi tu că este. Și eu zic: nu, eu nu cred că este, eu știu ce a scris în ziarul lui de astăzi. Eu am văzut că astăzi pe Antena 1, postul Antena 1 a felicitat CNA-ul pentru cele întâmplate în cazul OTV. Nu vreau să zic, dar ar Dumnezeu să vină cu CNA-ul să închidă și Antena 1, de ce să dorim răul altcuiva, dar nu prea mi se pare normal, mai ales că te-am făcut eu pentru domnul profesor, cum am ajutat și eu. Da, da, bine, lasă, dar nu e chiar așa, nu e cum crezi tu. Bun. Ca să lărgesc puțin mai tare paranteza, mi-aduc acum aminte de un alt episod. În momentul când OTV a fost închis, în acea lungă perioadă, mulți alți confrați de-ai mei au considerat că ar fi bine să facă niște emisiuni pe această temă, să mă critique pe mine și mai tare, să mă bage și mai rău în pământ după ce chiar am căzut.
sau, desigur, să susțină cauza noastră nobilă de luptă împotriva unei nedreptăți. Ei bine, acest confrate al meu a făcut o emisiune de televiziune pe această temă, în care, sigur, s-a discutat despre cazul OTV, despre cazul CNA, și ca să înțelegeți cum se face presa în România, în unele cazuri, și ce dictatură poate să fie, nu numai din partea unui regim, dar și din partea unor patroni, din partea unor agenții de publicitate, acest confrate de al meu, încercând poate să-și îndrepte situația după precedenta convorbire de care v-am amintit, legată de ziar, a spus: Dane, vezi că eu de seară fac o emisiune. Ce emisiune faci? Fac o emisiune despre tine. Băi, zic, ești nebun? Cum? Păi da, uite, invit doi de la CNA, invit doi de la societatea civilă, nu știu ce, ăia de la societatea civilă să-ți țină ție partea, ăia de la CNA, evident, să te distrugă. Ai, zic, bine, foarte bine, interesant, succes, bravo. Zic, o să faci audiență mare, că acum m-au închis ăștia, toată lumea discută, faceți toți audiență pe cadavrul meu. Auzi, stai, că de altceva te-am sunat. Știi cât de mult țin la tine și cât de mult te prețuiesc. Vino și tu, vezi că emisiunea începe pe la 10. Vino pe la 10 jumate la emisiune. Cum o să vin la 10 jumate la emisiune? Vino așa, vii peste noi la emisiune. Cum? Păi zice, intri pe acolo, prin spate. Știi tu că acum clădirea aceea, cum v-am spus, eu o descoperisem, eu o compartimentasem. Intri prin spate și vii în studio peste noi. Păi de ce mă zic, nu poți să mă invit și pe mine oficial? Zic, de ce să vin eu așa, pe studio, pe spate, să mă cer cu ăștia de la CNA? Auzi, să nu afle domn profesor. Domn profesor a zis să nu te invit. Da, vină și tu așa, neanunțat. Zici că ai văzut la televizor și ai venit peste noi, că doar vorbim despre tine, nu? Vorbim atâtea ore despre tine și tu nimic. Bă, zic, nu pot să fac așa ceva. Dacă domnul profesor nu vrea să vin, nu vin și gata. Asta nu e nicio problemă. Deci, iată, v-am dat un exemplu de convorbire, de discuție despre felul în care se pot realiza de frică sau de curaj anumite emisiuni. Mă întorc acum repede la situația din 12 septembrie. Așadar, după acea conferință de presă organizată, am spus că n-ar fi rău totuși să văd și eu ce se întâmplă cu acea întâlnire de la notar, mai bine zis cu demnitarul celălalt, pe care îmi și făcea plăcere să-l revăd. El fusese, întâmplător sau nu, într-o emisiune de-a mea de cu câteva zile înainte de a se opri postul, fusese invitat. Ba chiar după emisiune a ținut să sune pe șoferul său din limuzina cu girofar de jos și să-i spună: auzi, adu-mă și tu sticla aia de whisky sus aici. Fiindcă eu după emisiune am ținut, așa cum fac de obicei, cu invitații, să mai discutăm câte ceva, să-l întreb: domnule, mai intrați în birou, mai fumați o țigară, vreți să beți ceva? Am zis: ce ați vrea să beți? El a zis: niște whisky. A, oleu, zic, uite, whisky chiar nu am. A, să bă, că am eu în mașină. Și a sunat și a venit șoferul dânsului și a adus sticla de whisky. Am stat în birou încă vreo oră și ceva, am băut din whisky-ul ăla, am ciocnit, am gustat. 4 zile mai târziu urma să mă întâlnesc cu această persoană la notariat pentru a ceda, desigur, în această manieră samavolnică, bietele acțiuni 51% ale postului OTV, închis în acea seară de 12 septembrie, zic membrii CNA, închis, fiindcă am încălcat atâtea reguli și atâtea legi, încât nu se mai putea, argumentează ei. Am chiar aici în față diverse înscrisuri, am printre altele și o scrisoare de la președintele țării de atunci, domnule Diaconescu, îmi explică situația legată de închiderea postului. O să vedeți de ce, ca și astăzi, autoritățile, la un moment dat, totuși, au dat din colț în colț, aici sus este antetul președinției, au dat din colț în colț după închidere, fiindcă să vedeți ce s-a întâmplat. Până să ajung eu la notar, unde oricum vreau să mă duc, eram, cum se spune, disperat să aflu totul până la capăt, de altfel nici nu mai aveam altceva de făcut, controlele erau oricum venite toate, eu nici nu prea mai aveam loc în biroul meu, erau atât de mult polițiști, procurori, comisar de la garda financiară, era o umilință desăvârșită și pentru dânsii, sigur, și pentru noi. Am terminat de dat toate declarațiile, eram infractorul numărul 1, urmărit general. Pompierii și cagulații au plecat de jos, că au văzut, la un moment dat, noi chiar nu mai emiteam, a mai fi emis noi, dar firmele de cablu nu ne mai preluau, deși banii viloaseră dumneavoastră familiilor care erați abonate la firmele acelea de cablu, dar asta, desigur, este o altă poveste. Vom vorbi și despre această mafie din firmele de cablu, nu de alta, dar are o oarecare legătură cu CNA-ul, o să vedeți de ce, când vom vorbi despre drepturile de fotbal.
Avem și aici câteva dovezi îngrozitoare pentru dumneavoastră microbiști, în special pentru galeriile de fotbal, pentru suporteri. Dar revenim așadar ca să vă desfășor o ordine cronologică a poveștii, să înțelegeți cât mai clar. Pe drumul acesta al meu către acel notariat, în acele ore, orele 16, 17, 18, înainte de conferința de presă pe care am organizat-o aici ad hoc în studio și după aceea, eu primeam tot felul de telefoane. Au fost telefoane care m-au surprins atât de rău, atât de neplăcut, încât mi-am schimbat impresia despre oameni în general. Am ajuns să nu mai cred aproape în nimeni. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, m-a sunat un domn pe care dumneavoastră îl credeți foarte, foarte bogat, un domn pe care și eu l-am crezut foarte, foarte generos și care am crezut că mă va ajuta dezinteresat, ca să zic așa. Trebuie să vă povestesc exact cum am ajuns să mă împrumut la acel cetățean, ca să pricepeți exact de ce am găsit eu de cuvință chiar în această seară atât de specială să-l critic. Acel domn a venit în vizită odată la mine și mi-a zis: Dane, nu-mi place aici sediul tău, fiindcă, de exemplu, ai o mochetă foarte urâtă pe jos. Și eu am spus, neacutare, eu n-am bani atât de mulți și nu-mi permit, eu mă descurc și cu mocheta asta, e important ce văd oamenii în casele lor, ce program văd, nu atât ce mocheta am eu pe hol. Bă, nu fi mă prost. Și a deschis haina și mi-a dat 10.000 de dolari. Ia-mă 10.000 de dolari și pune-mă mochetă pe aici ca lumea. Ce dracu, îți bați joc. Vin atâția invitați, vin atâția miniștri, vin președinți de stat și văd mocheta asta pe aici pe jos. Dom'le, mulțumesc mult de tot. Foarte mulțumesc. Bun, bun, ăștia 10.000 de dolari. Am cumpărat mochetă de vreo 4.000 de dolari, mi-au mai și rămas vreo 6.000. Foarte mișto. Iată, erau niște bani, să zic așa, necuveniți. Erau de la un prieten, nesperați. Îmi prindeau foarte bine, ca să vă spun sincer, la câte datorii aveam. Câteva luni mai târziu, aceeași persoană a venit la mine într-o emisiune, o emisiune care v-a plăcut foarte mult. După emisiune, știți vorba aceea, și regele, cât e de rege, și împăratul, și invitatul meu a trebuit să meargă la WC-ul, la OTV aici. Și la întoarcere de la WC-ul a zis: bă, Dane, mă, aia mă, ce naibii, mă, cum e WC-ul într-o instituție, așa e și instituția, mă, cum e WC-ul, așa și om. Dom'le, zic, chiar ai dreptate. Păi da, bă, dar ce, mă, tu ai văzut ce WC-uri râdeai, mă, tu aici la OTV? Dom'le, zic, să vă spun ceva, eu stau aici cu chirie, ăștia mă amenință că mă evacuează oricând, nu vor să-mi vândă spațiu. A, mi-am adus aminte ceva de spațiu legat de un alt mogul, imediat vă povestesc. Zic, de-aia nu prea, mai investesc și în WC-urile ăstora, mâine mă dau afară și vai de capul meu. Căci am vrut odată să vă povestesc să pun un lift în această clădire, un alt lift mai modern. Și ca să vedeți în ce țară trăim, în ce stat trăim, proprietarul clădirii, cine credeți că e proprietarul? Guvernul țării, vă dați seama, am nimerit și în gura lupului, adică era PPS-ul acela, nu m-a lăsat să schimb liftul. Și am spus, domnule, dar e liftul pe care îl iau eu pe banii mei. De fapt, era un barter contra unui serviciu de publicitate la un lift. Nu puteți, domnule, să faceți investiții în clădirea noastră. Trebuie niște aprobări, nu e așa de simplu. Trebuie să luăm niște avize de la niște instituții. Domnule, dar zic, schimb un lift care e urât și periculos, pot muri oameni în el, cu un lift nou, scump, care vă rămâne vouă, nu-l duc eu acasă. Nu se poate. De fapt, cu această instituție, altfel extraordinară, mai avusesem un precedent când am creat aceste studiouri mari într-un etaj deschis, era ca o hală acest etaj în care ne aflăm, de aproximativ 2000 de metri pătrați, pentru cei care cred că într-adevăr am emite dintr-o garsonieră. Aici sunt foarte mulți mii de metri pătrați și o foarte mare chirie de plătit lunar, dar alta era problema, deci hala a fost goală, mare, un spațiu mare, că dau dintr-una într-alta și am compartimentat-o cu niște pereți de gips. Asta prin anul 1995, când am făcut ziarul Oglinda, 1996. Am compartimentat-o, am pus pereți, am pus uși, am pus ferestre și am dat drumul la activitatea, să zicem așa, redacțională în birouri. Când mi-a venit ideea, de fapt forțat să fac televiziune în 2000, am dat jos toți pereții ăștia, că normal, trebuia să fac niște studiouri mari. Dacă vă spun ce controle am avut și ce amenzi mi-au dat să plătesc, de ce credeți? Că am doborât pereții fără acordul lor. Și am spus, măi, oameni buni, pereții ăștia eu i-am pus. Aoleu, i-ai și pus altă amendă. Păi, zic, i-am pus în 95, voi nu știți că i-am pus pe banii mei, uite ce frumos, am făcut uși, holuri, încăperi, ferestre, balcoane. A, e foarte grav că mai și recunoașteți. Și m-au amendat și că am pus pereții și că i-am dat jos.
ca să înțelegeți, după ce mi-au luat banii, desigur, de chirie, fără niciun fel de problemă. Într-un an și într-o lună, când mi-a trimis o factură, că acum, dacă tot a venit vorba, o factură de gaze, gaz metan, m-am revoltat și am spus, vedeți că mi-ați greșit factura, de ce ați trecut voi gaz metan? Eu la OTV, la Oglinda, la Ziar, eu acolo, în Piața Romană, eu nu am gaz metan. Și dânsii au spus, da, știm că nu ai gaz metan. Păi și zic, de ce ai trecut gaz metan? Păi așa trecem noi, gaz metan, că e un formular tip. Păi bun, și de ce n-ați trecut zero la gaz metan? De ce ați spus atâtea milioane? Domnul Diaconescu, dacă nu vă place, mutați-vă în altă clădire. Mergeți la altă instituție, la altă firmă, închiriați de acolo. Asta este țara în care trăim. Sigur că am plătit și plătesc în continuare gazul metan, cum plătiți și dumneavoastră o grămadă de întrețineri sau fonduri de rulment care n-au nicio legătură cu realitate. Revenind așadar, ca să închei totuși cu spațiile, la un moment dat am descoperit un spațiu atât de bun și mi-am cumpărat o tipografie într-o zonă centrală a orașului București. Prin anii 96-97. Mi-am cumpărat tipografia și am montat-o în acel spațiu unde stăteam cu chirie. Un spațiu generos, un spațiu extraordinar de bun pentru orice altă activitate, mă rog, chiar și pentru tipografie, dar se preta la un casino, la un restaurant, la o bancă, ca să înțelegeți. Și în sinceritatea mea, care m-a costat tot timpul de-a lungul vieții, să sperăm că nu se întâmplă și cu această ocazie, cu ocazia acestui serial, am invitat în vizită la noua mea tipografie, cu care mă mândream, un mare mogul, un alt mogul decât cei de care v-am povestit până acum. Un mogul care are și dânsul televiziune, mă rog, e undeva clasată pe locul 30-40, dar nu asta contează, un om foarte, foarte bogat, poate chiar cel mai bogat dintre toți. Și am prezentat tipografia și el mi-a zis, Dănuț, bravo, mă, felicitări, uite la vârsta ta, mă, ce poți tu să faci câte realizări. Uite, fiul meu n-a făcut cât ai făcut tu la vârsta ta. Zic, lasă, domne, că are tot timpul și fiul dumitale. Zic, îți place tipografia mea? Frumoasă, frumoasă, frumoasă. Dar nu ți-ai luat și tu una mai mare, așa că spațiul ăsta e mare. În tot spațiul acela în care eu instalasem tipografia, era ca o furnică în dita mai hala respectivă. Dar asta era situația. Zic, n-am avut, domne, bani de o tipografie mai mare. Fac și o treabă cu asta. Da, mă, băi, bravo, mă, interesant, felicitări. Și s-a terminat vizita, la revedere, la revedere. Câteva luni mai târziu, acel spațiu a fost scos la vânzare de către proprietarul său, tot o firmă de stat. Și m-am dus și eu să cumpăr spațiu respectiv. Și cel de acolo, de la ghișeu, mi-a spus, nu se mai poate, ați venit prea târziu. Zic, de ce? Păi a fost cumpărat de mogulul cu tare. Și era mogulul la care veni să-mi vizite la mine la tipografie. A văzut spațiu și a dat seama de, calitățile, de valențele acelei încăperi și s-a dus repede și a cumpărat-o. Acum, nu știu dacă trebuie să mă supăr pe acel domn mogul sau să-l felicit că a fost mai inspirat decât mine în afaceri. Cert este că m-a felicitat, i-a plăcut tipografia mea. În continuare, când mă întâlnesc cu dânsul, are cuvinte de laudă la adresa mea. Eu nici până astăzi nu l-am întrebat totuși de ce mi-a șterpelit spațiul care l-a cumpărat și evident eu n-am mai putut să stau acolo cu tipografia, a trebuit să plec, fiindcă dacă nu mai vrea proprietarul spațiului să stau, asta este situația. Acum, revenind la povestea noastră din 12 septembrie, până să ajung la notar, până să mă întâlnesc cu personajul, să zic, numărul 3, numărul 6 din statul român, primeam tot felul de telefoane. Printre ele, telefonul de care vă aminteam, al acelui cetățean care, când a văzut mocheta și când a văzut WC-urile, ca să termin povestea cu WC-urile, a zis, hai mă, ce mă, astea-s WC-uri și ce dacă nu ești tu proprietar, trebuie să faci totuși WC-urile. Uite, ia tu de aici încă 10.000. Și mi-a dat încă 10.000, am reparat WC-urile, am făcut frumoase cu vreo 3, 4, 5.000, mi-au mai rămas 5.000. Îmi plăcea foarte mult colaborarea cu acel prieten, foarte, foarte bogat. Îmi spunea, ieri am câștigat la casino 200.000, ieri am câștigat dintr-o afacere 4 milioane. Bravo, domnule! Într-o altă ocazie, un an mai târziu, mi-a zis, bă, decorul ăsta de la tine de aici, din studio, era un alt decor, dacă îl țineți minte, pe cel de acum 6-7 ani, bă, e chiar mizerabil, mă. Tu ai cea mai bună emisiune, într-adevăr, cea mai mare audiență. Bă, dar mă duc și eu prin toate televiziunile astea, ai un decor atât de urât. Zic, domne, n-am, domne, bani, domne, mai schimb și decorul acum, țara arde și eu schimb decorul și nu știu. Băi, lasă-mă, mă, păi, cât costă, mă, un decor de-asta? Nu știu, domne, e scump. Sunt 10.000 de euro, costă o prostie de-asta de decor. Zic, e scump, mă, acum îmi trebuie mie decor. Păi,
Ia-mă 40.000 de aici, ia și fă-ți un decor ca lume. Zis și făcut. Am schimbat decorul vechi cu decorul pe care îl vedeți, care m-a costat mult mai puțin, parcă 15.000 sau 20.000. Am mai rămas cu 20.000. I-am pus la pușculiță, am mai plătit din datoriile celelalte. Interesant este că din toată această colaborare cu acest domn foarte generos, eu ajunsesem la o datorie către dânsul de aproximativ 80.000 de dolari. Și interesant este că v-am povestit toate astea, nu care avea legătură directă cu cazul, dar în ziua închiderii postului, în timp ce mulți dintre dumneavoastră mă sunați să mă susțineți, să spuneți că sunteți alături de mine, că vreți să mă ajutați și așa mai departe, domnul acesta m-a sunat și știți ce mi-a spus? Bă, Dane, am auzit că te-au închis ăștia. Da, m-au închis. Nenorociții, dictatura. Auzi? E clar că tu nu o să mai poți continua și dacă poți să-mi dai și mie mâine ăia 80.000 de dolari, păi zic, cum 80.000? Și a început să-mi explice. Păi 10.000 cu mocheta, 10.000 cu WC-ul, 40.000 cu decorul și 20.000 nu știu cum. Da, domnule, da, zic, bine, o să vă dau, dar n-am acum, n-am niciun bani și în perioada asta închiderii chiar mi-e rău. Eu acum nu mai încasez publicitate, să fie mai delicată, să plătesc și salariile, chiria. Zic, eu știu, o să încerc. Hai mă, dă-mi mă totuși, mă, că sunt totuși 80.000 și uite, au și copiii mei niște nevoi, vine acum, mă rog, începe școala, eram în 12 septembrie, spre 13, începe școala, să le iau și rechizite, să le iau ghiozdane. Hai, dăm, bine, n-ai 80.000, dar dăm cât poți tu, dăm 10.000, 20.000, dăm 30.000. Bine, domnule, uite, o să încerc mâine să vă trimit pe cineva să vă dea 10.000, zic, uite, 10.000 pot să vă dau. Bine, 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 hai, dar să mi dai pe toți cât mai repede, măcar până de Crăciun să termin să mi dai pe toți 80.000. Dom'le, cert e că i-am dat pe toți 80.000, dar nu de Crăciun, cam într-un an și jumătate, așa, 2 ani, i-am dat înapoi. De ce are relevanță acest aspect pe care vi l-am povestit? Nu atât, sigur că erau banii domnului, eu n-am înțeles foarte bine, că nu mi-a spus de la început că erau bani cu împrumut, am crezut că erau pur și simplu donații. Sigur că erau banii dânșului și i-am dat și chiar îi mulțumesc că i-am dat înapoi fără dobândă. Putea să-mi ceară și o dobândă, nu? Măcar bancară, dacă nu cămătărească. Dar i-am dat așa cum mi-i dăduse. Și sigur că ei aveau altă valoare, adică am ieșit cumva într-un avantaj din acest împrumut bancar. În acest împrumut nebancar, prietenesc. Dar este interesant că foarte multe oficialități au aflat că eu am restituit inclusiv acest credit, între ghilimele, cât și celelalte credite bancare, cât și celelalte datorii. Ba chiar plăteam la zi chiria acestui sediu, asta 2 ani de zile la rând, chiar dacă postul nu emitea. Să vă spun prin ce secret și să vedeți ce se poate întâmpla și bine în România, nu numai rău. Fiindcă pe lângă oamenii ăștia nenorociți, netrebnici, nemernici și răi și fără suflet, există și, cum să zic, tot oameni, deși nu putem să-i categorisim la fel, că nu pot să le zici oameni celor din CNA care au făcut ce au făcut, dar sunt totuși, până la dovada finală, putem să le zicem tot oameni. E bine, sunt și oameni care, o să vedeți, dumne, ce au făcut în perioada asta, să zicem așa, de exil, de interzicerea noastră. Dom'le, oamenii ăștia m-au sunat în 12 septembrie seara, când au început ei să vadă că postul nu mai emite, și mi-au zis, vă dau câteva exemple. Bă, s-a închis postul. Da, dumne, s-a închis postul. Era un tip care făcea publicitate pe OTV. Băi, fii atent. Eu vezi că îți dau publicitate în continuare. Dom'le, zic, nu-mi dau publicitate în continuare, că cum merg lucrurile, ce mă amenință unul și altul, nu prea cred eu că o să emit foarte, foarte curând. Sper să emit în 2-3 luni, dar văd că alegerile nu mai vin, să cadă regimul, sunt slabe speranțe, proteste de stradă nu sunt, lumea e liniștită, lumea e fericită cu actualul regim. Zic, nu prea văd eu așa să emit repede. Bă, lasă, bă, și dacă nu emiți, eu îți dau pe lună cât îți dădeam și până acum, conform contractului, tu nu-mi dai spotul și rămâne, când îți reiei tu emisia, să-mi dai tu mie reclamă de banii care ți-am dat. Bă, e corect asta ce spui tu, dacă putem să o trecem și într-un contract, ar fi extraordinar. Bă, bineînțeles că o trecem. Mă sună alt. Opa, zic, să vezi că ăsta îmi cere stoparea contractului. Când colo, ce credeți dumneavoastră? Alt client, alt prieten, zice, băi, îți dădeam atâția bani, să știi că te susțin, că ăștia sunt niște ticăloși, te-au făcut rău, eu îți dau în continuare bani. Dom'le, zic, eu o să vă dau publicitate când mă întorc. Nu mai îmi dai, bă, nicio publicitate. Te ajut și cu asta basta. Dom'le, mă ajut sau mi-i cer banii înapoi? Nu, dom'le, te ajut. Îmi tai factură,
consultanță, prestări servicii și gata. Și în felul ăsta, din 200.000 de dolari sau mai contează euro care încasam până în data de 12 septembrie, ce credeți, oameni buni, am rămas cu încasări de aproximativ 80.000 de euro pe lună, în condițiile în care nu mai emiteam și nu mai puteam presta niciun serviciu. Mulțumit acestor oameni care erau toți, am înțeles pe urmă, de genul acelui străin care îmi povestise de lanțul său de farmacii. Adică oamenii aceștia trecuseră prin ce am trecut eu, mă rog, la o scară sau alta, înțelegeau foarte bine sistemul, nici nu erau sume foarte mari pentru ei, erau, fiecare plătea 3.000 de dolari sau de euro, 5.000 sau cel mai mult 10.000 pe lună, dar sigur pentru noi 80.000 era o sumă atât de mare, fiindcă de acum cheltuielile noastre erau puțin mai mici. Nu mai plăteam satelitul, plăteam doar salariile angajaților care au rămas pe loc, cei care au vrut să rămână, sigur sunt și mulți care au plecat, doar chiriile și sigur datoriile bancare, leasing-uri și așa mai departe. Astfel încât situația noastră financiară era una de sudă echilibrată, care înregistra și un ușor profit, ceea ce a pus rău de tot pe gânduri pe oficialii statului român și a contat foarte mult în războiul de anduranță care s-a declanșat. Cei de la Garda Financiară veneau, sau de la alte instituții de acest gen, veneau un control din 3 în 3 luni și întrebau doar atât. Vrem și noi să vedem contractele prin care ați încasat bani. Da, luați contractele. Și vedeau contractele. Se întristau, își notau, și pe ce ați cheltuit banii? Păi zic, uite, pe asta am cheltuit banii. Da, bine, asta este, bine, mulțumim. Transmiteau pe semne mai departe, sigur, nu avem niciun fel de dovadă. Interesant este că, pe rând, o să vă povestesc cât mai pe scurt ce s-a întâmplat în cei 2 ani de interdicție, pe rând, oficialii statului român mă mai sunau și spuneau, băi, Diaconescu, ce faci, mă? Bă, tu chiar nu vrei, mă, să vii să vorbim, mă, să negociem? Zic, nu vreau, excelență. Mă, tu faci pe nebunul cu noi, mă. Zic, excelență, ca sigur că aveam și eu stilul meu de acum, pierdusem o mulțime de proces, o să vă povestesc și cum, și mai îmbăteam și eu joc așa de cât puteam, cu forțele mele, și spuneam, domnule, știți ceva, îmi merge mai bine cu televiziunea închisă decât cu ea deschisă. Chiar vă rog să nu mai deschideți. Mă, tu faci mișto de noi, tu ne ascunzi ceva. Cine te finanțează, mă, pe tine? Sigur că existau mici controle și la firmele care îmi dădeau reclamă. Pe urmă am făcut de așa natură încât să acoperim bine toată oala, să nu se afle. Exact ca în luptele acelea, știți, dintre partizani și dictatori prin munți, când te ascunzi, când te refugiezi și când faci totul într-o manieră confidențială. Ei bine, să mă întorc acum totuși la situația legată de notariat, fiindcă asta este cea mai importantă și cea mai interesantă legată de cazul nostru. Aveam acest sprijin, repet, prin telefon, la nivel de telefon, și când am văzut câți oameni mă pot susține, nu numai moral, ci și financiar, am plecat cu un curaj nebunesc la întâlnirea legată de notariat, gata să schimb lumea, gata să restorn munții. Nu mi-a reușit, ca să fiu sincer, dar să vedeți totuși ce am încercat. Cobor în parcare unde era întâlnirea misterioasă cu marele demnitar al statului român. Cum v-am spus, un demnitar se ocupa să-mi spună prin telefon că e afacerea celuilalt, alt demnitar era prin străinătate și îmi transmitea prin telefon și celălalt demnitar m-a așteptat pe mine prin parcare. Nu știu câte probleme ale dumneavoastră ale cetățenilor au mai putut rezolva cei trei în acea zi de 12 septembrie, dar știu sigur că au fost foarte ocupați cu problema mea. Și m-a așteptat acest domn în parcare, cam o oră sau două, până am terminat eu o conferință de presă. Puteți să și vedeți acum, dacă doriți, câteva secvențe din această conferință de presă organizată atunci. Și m-a așteptat omul în parcare destul de cuminte. Eu am coborât, însoțit de șoferul meu, n-aveam carnet pe vremea aceea. Pe urmă, în cei 2 ani de interdicție, am avut timp să-mi iau și carnet de conducere. Și m-am urcat în mașina mea. Cineva din mașina lui, avea niște geamuri foarte negre, avea un girofar și avea, acum rog ca și în serialul Elodia, îi rog deja pe telespectatori, sigur n-am fotografică în cazul nostru de investigație, îi rog pe telespectatori să mă ajute, fiindcă mi s-a întâmplat ceva foarte, foarte interesant, exact ca în filmele americane. Avea o dubiță cu geamuri negre, o culoare închisă, că era întuneric, se făcuse seară, seara de septembrie, și avea un girofar pe
capotă sus, acea mașină. Nu m-am uitat la număr, fiindcă eu am vrut să mă urc în mașina mea, care era în parcare, lângă mașina lor, și cineva din mașina lor a coborât, un domn distins, elegant, un tânăr, și a zis: domnul Diaconescu, mergeți cu noi. Zic: lasă, domnule, că merg cu mașina mea, mă țin după voi. Nu, vă rog frumos, și rău stare, mergeți cu mașina noastră. Bine, domnule, merg cu mașina voastră. Și m-am urcat în acea dubiță, de altfel o dubiță elegantă, luxoasă. Și acolo, în dubiță, mai erau vreo 4 tipi, dar n-au scos niciun cuvânt. Și eu îi tot întrebam: dar unde mergem? Nu de alta, dar eu aveam telefon și vreau să spun șoferului meu, care rămăsese în parcare din cauza faptului că, mă rog, cei care știți, parcarea noastră e destul de strâmtă și nu putea ieși într-un timp util, să-i spun exact unde să vină după noi. Și aia nu vorbeau deloc. Eu totuși mă gândeam, ăștia trebuie să mă cunoască, trebuie să mă fi văzut pe la televizor. E imposibil măcar unul din ăștia patru să nu mă cunoască. Și eu am zis: domne, eu sunt Dan Diaconescu și am o întâlnire cu domnul Cutărescu. Domnul Cutărescu nu era în mașină, poate ați înțeles greșit că era în mașină, mă așteptau oamenii lui în mașină. Și mă duc la întâlnire cu Cutărescu. Băi, nimic, tăceau. Am început să intru în panică. Am încercat să mă uit pe geam în spate, să văd dacă e mașina mea după mine. Dar geamul, nimic, adică nu se vedea de el. Nu știu cum au făcut, că știți, de regulă nu vezi din afară înăuntru, aici nu se vedea nici dinăuntru afară. Hopa, zic, asta e, totuși, trebuie să am încredere, e statul român, eu sunt cetățean al statului român, o să mă dea ăștia dispărut, dacă mi se întâmplă ceva, o să mă caute. Și mergem, să zic 5 minute, să zic 10 minute, nu știam pe unde mergem, habar n-aveam, eu stăteam cumva cu spatele către sensul de înaintare al mașinii, cum erau dispuse banchetele respective, era ca într-o limuzină de lux, repet. Acei tineri n-au vorbit nimic și la un dat am ajuns. Pot să vă spun că am ajuns în zona mănăstirii Cașin. Asta, atâta lucru știam și eu, vedeam că se vedea mănăstirea puțin în față, la intersecție, cum să zic, cu Miciurin, cu cei cunoscători, cu acea stradă care merge spre Crângați, spre podul Giulești. Aici am coborât, însoțit de acești patru cetățeni, și am intrat, după ce am mers pe trotuar în direcția mănăstirii Cașin, și aici m-ați putea ajuta vecinii, fiindcă n-am putut, repet, să fac niciun fel de investigație, deși mi-am dorit. Am mers pe trotuar, după care am luat-o pe un fel de alee, ca într-o curte interioară, și după care iar am luat-o la stânga și iar la dreapta, ca într-un labirint. La un moment dat am intrat într-o casă, și în acea casă alți tipi foarte tineri mă așteptau și au început să mă controleze. Adică, dacă aveam pistol, telefon, mi-au găsit, evident, telefonul și au spus să telefonul să rămână aici. Și eu zic: dar ce rost are? De ce să rămână telefonul aici? Mai vorbesc și eu, mai... Lăsați, este mai bine. M-am uitat de jur împrejur, era altfel o încăpere luxoasă, o vilă bine pusă la punct, dar m-au poftit într-o cameră în care, ce am observat, într-o cameră în care la început am fost singur, am observat un interesant capitonaj pe pereți, părea că e ceva de antifonare, părea că este un stil mai luxos de a decora o încăpere, sigur, un birou, un fel de servantă unde erau niște sticle de whisky și alte băuturi alcoolice și cam atât. Nu exista televizor, nu exista aparat telefonic, absolut nimic. Și am stat eu singur în încăperea asta, fără telefon, ca la izolare, așa, ca într-o celulă, aproximativ vreo jumătate de oră. Să vedeți ce s-a întâmplat, cine a intrat în încăpere peste o jumătate de oră și cu ce cuvinte, și să vedeți ce am vorbit eu cu domnia sa până spre miezul nopții. Revenim după o foarte scurtă pauză să vă povestesc această întâlnire de gradul 3 prin care eu am trecut, poate ați trecut și dumneavoastră, dar n-ați apucat încă să povestiți. O să vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră de asemenea să continuați acest șir al dezvăluirilor mele, să povestiți și dumneavoastră cum ați fost deposedați de afacerile pe care le-ați avut sau ce alte abuzuri de acest gen vi s-au întâmplat, ca să schimbăm informații, să învățăm unul din experiența celuilalt. Revenim îndată să vă povestesc ce am pățit în camera de tortură cu reprezentantul statului român pe care dumneavoastră l-ați trimis la putere.